Bun găsit, doamnelor și domnilor! Au venit sărbătorile și brusc ne-ar plăcea să fim și noi ceva mai buni. Lucru care pentru mulți e doar o amăgire, de ce să nu fim sinceri până la capăt. Haideți să vedem cum ar fi să fii bun în fiecare clipă, în fiecare zi și pe parcursul întregului an. Crăciunul să vină în fiecare miercuri după amiază, de exemplu, de la ora 19, odată cu emisiunea Impact. Și dacă tot am pomenit de Impact, echipa TVR Iași vă salută și se bucură că vă are din nou în fața micilor ecrane. Și vom sta și astăzi la povești, povești frumoase, unele cu final fericit, povești la care ați contribuit și dumneavoastră, pentru că astăzi vorbim despre solidaritate, despre cei pe care îi putem ajuta, despre cei pe care ar trebui să-i ajutăm, despre noi, despre ei și despre invitații noștri. Și mă bucur să vi prezint pentru prima dată în studioul TVR Iași la emisiunea Impact. Spunem bun venit doamnei Mădălina Tanasă. Bună seara! Bine v-am găsit și de la Botoșani a venit Vlad Plăcintă. Mădălina Tanasă reprezintă astăzi Asociația Casa Share. Da, toată lumea este obișnuită să-l vadă pe Bogdan Tănase atunci când vorbim despre Casa Share. De data aceasta avem partea și mai frumoasă a acestei asociații alături de noi aici în studio, iar despre asociația Salvează o Inimă, Vlad Plăcintă este cel care întotdeauna a fost un fel de purtător de cuvânt și de speranță, nu? Mulțumesc pentru invitație, bună seara telespectatorilor. Greu drumul? Depinde. Depinde. Acum a fost ușor, când am prins ora de vârf, a fost un drum ușor și traficul aici la intrare un pic mai greu, dar ne descurcăm. Dar drumul până la inima unui copil care suferă și care are nevoie de ajutor, cum e? Consider că e cel mai greu drum. În primul rând, cred că cel mai greu drum e de la minte la inimă. Adică oamenii care îi prezentăm acel copil care are o problemă, nu neapărat cardiologică, și alte probleme de sănătate foarte grave la ora actuală, uneori nu pot imagina ce probleme pot avea unii copii. Sunt copii care, datorită unor aparate, nu pot trăi, trebuie să depind de ele. Și acele aparate sunt foarte scumpe, depășesc 13.000 de euro. Și întotdeauna calculez acești bani, nu neapărat că suma este mare, dar o calculez la veniturile părinților, că îi mai întreb ce venituri au. Când îmi spun medie este de 2.000-2.200 de lei, pe acolo, în câți ani ar trebui ei să strângă acești bani? Să-i strângă, nu neapărat, că din acei bani au întreținere, au tot. Asta e cel mai greu drum, de la minte la inimă, adică oamenii care citesc poveștile cazurilor, să le sensibilizăm inima, să ajute, să aibă încredere în noi și mai ales în acel copil, că el are nevoie de ajutor. Noi suntem doar vagonul, ca să spun așa. Dar de câți ani face Vlad Plăcintă astfel de calcule? Când s-a gândit el să-și facă o astfel de asociație și de ce i-a trebuit o astfel de asociație? Calculele le fac mai din coace, ca să spun așa, că sunt mai multe cazuri la rând. De această activitate am început în august 2012. Ia ca 5 ani de acum. Sunt 5 ani și un pic. În decembrie 2012 am înființat organizația, Asociația Salvează o Inimă. De ce? Eu am vrut, de fapt, să-i dau alt nume organizației, să-i dau să fim oameni. Aveam un blog care prezentam poveștile copiilor. Dar când să-mi rezerv numele organizației, să fim oameni, era o organizație din Iași. Nu știam cum se iau legătura cu ei, în cazul că nu erau nici activi, erau doar înscriși și am spus să caut altă denumire. Stăteam și mă uitam că aveam câteva bloguri realizate pentru copii și nu știam cum să fac, ce nume să-i dau. Copii care aveau nevoie de ajutor, da, deja, atunci nu? Aveam copii cu retinopatie și copii pe cardiologie. Și găsisem un blog doi copii din Botoșani. Și am zis cum să fac cam. Când m-am gândit să le fac blogul, le făceam înainte cu numele copilului. Uh-huh. Fiind doi, am zis, nu pun numele ambelor copii și am pus Salvează o Inimă. Adică, din doi copii, într-adevăr, doar o inimă a putut fi salvată, pentru că fetița, din păcate, s-a stins. Iar fratele acum are 12 ani. Merge la școală, e sănătos, este bine. A fost operat la Târgu Mureș. Deci să înțeleg așa că, dintotdeauna, Vlad și-a dorit să ajute copiii, să-și ajute semenii. Fie că era un blog, fie că a făcut o asociație, tot timpul a fost alături de ei și a găsit soluții de a strânge bani, de a găsi medici, de a găsi spitale care să-i primească, eventual să-i primească, eu știu, cu plata mai târziu, pentru că nu întotdeauna banii se strâng la timp, iar boala nu are răbdare, nu așteaptă. Dintotdeauna ți-ai dorit lucrul acesta? La început nu credeam că o să ajung la nivelul în care clinicile să accepte condițiile noastre ale organizației, copiii să meargă
care sunt cazuri foarte grave, întâi să meargă, să înceapă tratamentul și ulterior noi să venim ușor cu banii, cumva în rate, cumva să ne mai construiască, să mai reducă din costuri. Asta înseamnă ca oamenii să capete încredere în tine. Da, este un lucru greu în ziua de astăzi. E greu și pentru cei care donează să capete încredere în noi, cei care suntem, care avem organizații. E greu și pentru clinici, pentru că sunt sume foarte mari. Și am avut în vară o fetiță care m-au sunat și le-au spus de la clinică. Au spus, domnul Plăcintă, nici acum nu uit ce mi-au spus. Mi-au spus, dacă dumneavoastră vă dați ok-ul, noi plecăm. Și trebuia 140.000 de euro. Clinica fiind de unde? Din Turcia. Pentru că, în general, nu se întâmplă aceste operații în România, da, nu? Pentru că aici ar fi foarte mari, sau ar trebui decontate, fiind copii. Raportând la timpul care îl stau acolo și la tratamentul care îl fac, e o sumă mică, pentru că îi stau un an de zile. Acești bani sunt pentru cazare, pentru mâncare, pentru tratament. Intervenii, de exemplu, transfuzii de sânge, îi atribuie din acești bani. Sunt multe lucruri care se schimbă în tratament. Și noi pleacă pacientul de aici și ne trezim că acolo mai trebuie încă 10-20 mii de euro. Și dacă dintre telespectatorii noștri n-au auzit încă de Asociația Salvează o Inimă sau despre Vlad Plăcintă, pot intra acum pe site și pot vedea deja cazurile și avem și un bilanț al acestor 5 ani. 220 de copii când am făcut ultima oară. 220 de copii, da, salvați. Dar noi am mai ajutat copii și pe lângă site, ca să pentru spun că aveți așa. 167 de campanii care înțeleg deschise. Că sunt active în acest moment, deschise, care au fost publice, nu? Deci și unde s-au strâns bani? 167, e cifra campaniilor în decursul a 3 ani. De 5 ani organizației, site-ul este de 3 ani. Uh-huh. Acum, în decembrie, facem 5 ani de organizație și în martie facem 4 și ani. Peste 46.000 de donatori. Dar Casa Share cum a luat naștere? Casa Share a luat naștere în decembrie 2014 la inițiativa soțului meu, care a citit un articol în ziar despre un băiețel care a văzut în clasă la un coleg o mașină cu telecomandă și a vrut să o atingă și nu i-a dat voie și lucrul ăsta l-a marcat foarte mult, pentru că un copil care nu a pus mâna niciodată pe o mașină cu telecomandă. Deci a fost un impact foarte mare asupra noastră. Asupra familiei. Asupra familiei, da, bineînțeles. Care avea deja un copil, nu? Exact. Și atunci am pus mâna amândoi, am strâns tot ce aveam în casă, jucării, mâncare, hăinuțe. Și soțul meu a plecat la acea familie, luând, bineînțeles, și alimente, și lemne, și tot ce a fost necesar, neștiind ce este acolo. Când a ajuns acolo... A bătut la ușă, da. Și era mai deci ceva ca Moș Crăciun, nu? Exact. Era exact ca Moș Crăciun, dar la fel impactul vizual care a fost e de nedescris. Era pur și simplu o cocină cu pământ pe jos, cu o sobă care se dărâma, cu niște copii plini de, nu știu, nespălați, păduci, neîngrijiți, purici, ce erau. Se întâmpla în județul Iași? Da, se întâmpla la 60 de kilometri de județul Iași, în comuna Vlădeni. N-a putut dormi în acea seară. Am povestit tot timpul despre lucrul ăsta, ne-am uitat la poze, filmulețe și... Câți copii erau? 6 copii. Mama plecată, doar cu tatăl. Așa s-a hotărât Bogdan prima dată să le facă o sobă. Pentru că era foarte, în primul rând, era foarte periculos ce a văzut acolo. Pur și simplu o improvizație. Se dărâma. Când a văzut că să fac acea sobă nu era posibil, pentru că dacă o dărâma, cădea toată casa. Da, și așa s-a hotărât în decembrie, la începutul decembrie, era pe 9-10 decembrie, când a zis eu le fac o casă. Prima casă. Prima casă, da. Toată lumea i-a zis că nu ești sănătos. Și bănuiesc că în acel moment s-a gândit doar la veniturile familiei proprie. Bineînțeles, adică așa și început. Banii de acasă, nu, da. N-a cerut ajutorul celorlalți. Așa și început, bineînțeles că am avut ajutor și din partea unor prieteni, dar așa, ăsta a fost instinctul. Le fac o casă. Eu le fac o casă. Exact, eu le fac o casă.
a venit ajutor și dintr-o parte și din alta, deci chiar ne-au sprijinit oameni care au avut încredere în noi. Bineînțeles, toată lumea era... Nu poate, Bogdan Tănase nu poate să facă lucrul ăsta. În primul rând, era decembrie. Să te-a pus să construiești în luna decembrie, deci nu prea e o idee, nu e o idee prea bună. Dar vremea a ținut cu noi. Deci chiar erau 10 grade și chiar după, până în ianuarie, până ce a fost ridicată casa și pus acoperișul, chiar au fost plus grade. Iată cum s-a ridicat prima casă share. De atunci s-au construit vreo 20 neoficial, 15, să spunem așa, deja am înregistrat și noi acest număr într-un reportaj filmat de echipa de la știri. Parcă am ascultat niște povești la gura sobei și am zice, lucrurile astea le fac alții, nu le facem noi. Deși fiecare dintre noi, oricât de puțin s-ar implica, oricât de puțin ar da, poate să pună acolo o cărămidă sau poate să ajute cu un medicament pentru un tratament de care are nevoie un copil bolnav. E greu să stai în spital, indiferent în ce perioada anului te-ai aflat. Cu atât mai greu însă le este și copiilor și părinților să se afle în spital de Crăciun sau de Anul Nou. Echipa de la Impact, de aici, de la TVR Iași, a reușit să convingă un sponsor să strângă ceva daruri și să meargă cu aceste cadouri la copiii de la Spitalul Sfânta Maria din Iași. Marga Andreescu i-a însoțit împreună cu Vasile Lucaci să vedem cum au fost primiți acolo. Surpriză pentru copiii internați la secția de gastroenterologie de la Spitalul Sfânta Maria din Iași. Moș Nicolae și ajutoarele sale s-au gândit la micuții care împart suferința împreună cu părinții lor. Cei mai mulți își găsesc alinarea în brațele mamelor, iar printre consultații, medicamente și perfuzii, nu uită să-i scrie lui Moș Nicolae. Lunar aici sunt internați aproape 400 de copii. Printre ei se află și Mădălina, o fetiță dintr-un sat de lângă Dorohoi. Ea este convinsă că Moș Nicolae trimite daruri la copiii cu minți, fie că aceștia sunt acasă sau la spital. Cine este Moșul Nicolae? Moșul Nicolae este un sfânt și un om bun. Și la face? Moș Nicolae aduce cadouri la copiii cu minți. Și la copiii răi ce le aduce? Nuielușe. O fi rudă cu Moș Crăciun, tu ce crezi? Da. Ce fel de rude vor fi? Frați? Pentru dânsii este foarte mult. Chiar dacă au de toate acasă, în spital au nevoie de o atenție acolo. Pentru dânsii foarte mult face, nu? Degeaba să ducea mama acasă o păpușană mare. Asta să fie deosebită. Că o să fie de la Moș Nicolae, de la spital, de la Sfânta Maria, nu? Ileana Cazan este din Blăgești, județul Bacău și are o fată cu mai multe afecțiuni. Din cauza bolilor de care suferă, fetița arată la cei 17 ani ca un copil de 10. Mama spune că nu avea haine să o scoată din spital, iar darurile primite de la TVR Iași sunt ca un semn de la Dumnezeu. Câți ani are fetița? Are 17 ani. Și cum de e așa de micuță? E de la Dumnezeu, crește bine cu mama așa, la Dumnezeu. Soarta nu e mereu dreaptă, iar vinovații nu plătesc întotdeauna pentru greșelile lor. Pentru lăcrămioara Bordeanu, viața a luat o altă întorsătură în urmă cu 9 ani, când a născut cel de-al treilea copil. Pe patul de spital își leagănă zi și noapte fetița, care suferă de mai multe deficiențe. Ea săracă nu știe și nu poate. N-avem ce face. Ne rugăm la Dumnezeu să ne dea sănătate. Măcar așa să mergem înainte, cum suntem, cum putem, n-avem ce face. N-avem cu cine ne bate. Doamne, nu te aștept, Doamne, niciodată, Doamne. Vă mulțumesc, Doamne. Vă mulțumesc tot suflet, să dea Dumnezeu sănătate, sărbători fericite să avem, Doamne. În alt salon găsim o bunică. Bătrâna spune că a decis să-și crească singură nepotul pentru că mama copilului are un handicap grav. Ea spune că Moș Nicolae nu i-a călcat nepotului niciodată până astăzi pragul. Cu ce e vinovat ea? Are vă vină? N-am avut niciodată surpriză de asta. Adică? Cu Moșul Nicolae să vină la noi. Ce să facem?
Din cele peste 600 de paturi de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași, mai bine de jumătate vor rămâne ocupate de copiii diagnosticați cu afecțiuni grave. Ce vă doriți de sărbători? Pentru mine nu doresc nimic, pentru copii să aibă sănătate. Ceva nu vreau nimic. E greu să difuzezi astfel de reportaje, indiferent că ești într-o perioadă a sărbătorilor sau în orice alt timp. E greu să fii reporter și să vorbești cu părinți atât de îndurerați și trebuie să, până la urmă, să trecem și să ajutăm. Să ajutăm, da? Iată, așa cum Vlad Plăcintă a renunțat la orice altă carieră sau la orice alt lucru pe care l-ar fi putut face și a ales doar să ajute. Să ajute copii foarte bolnavi care au nevoie urgentă de ajutor. La copii la care timpul chiar nu are răbdare și nu te poți stârgui. Au nevoie și de foarte mulți bani aceste intervenții pe care încearcă să le rezolve Vlad. Avem acest site, Asociația Salvează o Inimă. Salvează. Cum procedăm? Cum procedăm, da? Dacă avem site-ul și poate telespectatorii noștri sau oricine poate să intre pe acest site și, impresionat de poveștile pe care le descoperă aici, de cazurile de viață la limită, se hotărăște să doneze din puținul pe care îl are. Deci cum facem? Haideți să luăm un exemplu, da? Avem prima pagină a acestui site și o să-i rog pe colegi să arate și site-ul asociației salvează-o-inimă.ro. Da? Intrăm pe prima poveste. Da, da? Pe Elena Pietrariu. Da? O fetiță diagnosticată cu amiotrofie spinală tip 1. Este pus la dispoziție. Ce înseamnă asta? Copilul acesta nu poate respira datorită mușchilor. Îi cedează mușchi. Și am avut copii care, din păcate, cu această boală s-au stins, că i-au cedat și mușchii inimii. Deci, boala lor, ca să spun așa, se agravează pe zi ce trece. Chiar la Elena are un aparat special pentru a respira, care e direct din gât, mănâncă, nu poate mânca, nu poate vorbi, nu se poate dezvolta. Acum au descoperit o clinică în Belgia care le face un medicament gratuit momentan și am înțeles că de la anul se va schimba situația. Nu, acest medicament s-a făcut cercetări în America, a dat aprobare la o singură clinică în Europa și aceea este în Belgia. Și încercăm să o ajutăm să ajungă acolo. Ea trebuie să ajungă cu un avion medical, ca astfel nu se poate. Dar dosarul ei a fost analizat, a fost acceptat de către medici? Da, este acceptat. Noi acum încercăm să strângem bani cât mai repede. Sâmbătă am început campania, cât mai repede să ajungă în Belgia. Poate scrie aici că ar avea nevoie de 38.000 de euro. Da, aici sunt incluși bani atât pentru tratament, drumuri, cât și avionul special. Exact. Și jos este scris fiecare detaliu. Atât pentru copil, cât și pentru însoțitor. Da, pentru însoțitor, pentru medic. Acel avion conține ca să ajungă în siguranță, să fie preluat de acolo, exact. De o ambulanță specială în siguranță. Am creat site-ul. Noi ne-am gândit de foarte mult să schimbăm tema, dar îngreunăm oarecum sistemul de plată. Sunt trei modalități prin care se poate dona Salvează o Inimă. Prima modalitate aici donează prin card. Uh-huh. Orice persoană care deține un card poate dona prin card. Prin PayPal? Prin PayPal, da. Pentru cei mai ales din străinătate și contracte de sponsorizare. Donează prin firmă, da. Da, este un formular, că îl completează compania, automat se generează acel contract și ulterior trebuie semnat și stamplat de ambele părți. Da, și atât la momentul la care noi înregistrăm această emisiune, sunt deja 228 de donatori. Da. Aveți strânși 3.631 de euro, dar până la 38.000 de euro, încă de 10 ori. Noi sperăm cam într-o lună de zile să-i strângem. Hai să vedem, de multe ori poate că s-au întrebat și telespectatorii, donez acești bani, trimiți printr-un SMS sau, eu știu, prin acest sistem, acest triplu sistem pe care l-ai tu aici. Dar ce se întâmplă cu banii aceștia? Unde ajung? Ce transparență există, da? Bun, am intrat, donează prin card. Da, da? Acolo puteți alege o sumă mai mare sau bifați 2 euro. Poți să aleg o sumă mai mare? Da, acolo, în căsuțe puteți scrie. Așa, da. Acolo în euro. Da. Să dă butonul în continuare. Unde să? Hai, ne oprim la 10 ca să nu-și imagineze lumea că suntem așa de bine plătiți. Da? Acolo, așa. Continuăm cu donează. Donează.
completați formularul de mai jos, nume, prenume. Așa, și între timp explicați-ne ce se întâmplă practic cu acești bani pe care noi îi donăm. La fiecare caz, deci începând din 1 august, sunt cazuri care nu am putut pune facturile, automat le punem în partea dreaptă ori ordinul de, le punem ordinul de plată, că e direct către clinică sau direct către părinți. E în funcție de cum, de nevoie. Sunt la părinți care le dăm banii lor și ei ulterior ne dă facturi să ne justifice suma de bani, sau dacă nu, noi punem direct ordinul de plată cu factura achitată conform campaniei strângeri de fonduri. Ce este mai important, că noi oferim transparență atât pe site, cât și scriem fiecare persoană care donează, în rubrica donează persoane fizice sau sponsori, cu ce sumă a contribuit și pentru cine, dacă îi specifică, dacă nu specifică pentru ce caz au strâns bani. Avem cazul care, eu la început de lună, pleacă din organizație câte 12.000 de lei pentru cazul cu paralizie, care n-am putut să-i preia, dar le-am promis că îi ajut și îi ajut în continuare. Așa, ia să vedem. După ce se completează datele pe site, automat este trimis către procesatorul de presă. Trebuie să introduc și adresa de mail. Da. Așa. Pe adresa de e-mail, donatorii primesc notificări despre situația cazului sau despre cazurile noi. Au ajuns banii unde trebuie, da? Da, după ce avem bani în cont, de exemplu, la SMS durează 4 luni de zile, dar dacă este... 4 luni de zile, așa foarte este, important de știut acest aspect. În funcție de completesc donatorii facturile către companii telefonii mobile, dar noi niciodată nu am întârziat cu plățile către beneficiari sau către clinici. Așa, și prin firmă și prin PayPal mai rapid, banii, cred că nu? Da, prin firmă, prin PayPal 48 de ore, prin firmă, depinde de firmă în cât timp îi dă. Da, tot așa, în 24 de ore, în câteva ore. Deci, practic, noi putem să verificăm în fiecare orice moment donație, ce s-a întâmplat cu banii noștri. Am avut persoane care nu se regăseau în listă, ori nu-i găseam eu, ori programul nu-i lua, că au greșel și codul nu ia. Am fost nevoit să-l dau extrasul de cont. Așa. L-am pus extrasul de cont pe ultima lună, sau care mi l-au cerut ei, ca să nu creadă că banii ăștia să pierd pe drum sau nu știu ce. Am spus, eu ca să nu stau să le scriu un raport și acela poate fi modificat, am spus, vă dau extrasul de cont acolo, vedeți ce facem cu bani. Acum o să vorbim puțin și despre cei care donează. Există un profil al donatorului? Noi am făcut un studiu. Avem niște cazuri celebre care am observat că și-au făcut multă publicitate donând bani celor necăjiți. Dar în același timp sunt și oamenii care n-ai să auzi niciodată despre ei. Oamenii simpli care din pensia aia de 800-1000 de lei reușesc să strângă niște bani și să-i doneze celor care au nevoie. La noi sunt 90%. Din aceștia necășiți și loviți de soartă. Da, n-am putut să-i cercetăm fiecare ce studii au, ce fac, ce lucrează, dar am făcut un studiu, sunt mame, mai ales de copii, sunt mai sensibili, ca să spun așa, în special cu vârsta între 25-45 de ani. Aha. Deci avem chiar un profil foarte exact. Da, am făcut profilul donatorului, exact. Să știm și noi, în cazul unei campanii profilul sponsorizate, român, da. Să știm către cine să apelăm. Așa. Iar impactul cel mai puternic și cel mai mult donează cei care au mai donat. Uh-huh. Odată ce ai donat, da, și nu mai poți să te oprești, nu? Nu neapărat nu se pot opri. Dar e greu să știi că poți să ajuți. Și o bucurie când vezi că un copil datorită ției... În fiecare lună te gândești că din puținul ăla al tău mai bate o inimă și se mai poate bucura un copil și mai poate zâmbi un părinte. Legat de inimioare, cred că avem 60 de copii salvați pe cardiologie. Am avut și un proiect internațional dedicat acestui program cardiologic împreună cu un spital privat din București și în 2 ani de zile, anul acesta n-am mai putut face, în 2 ani de zile am salvat 60 de copii cu inimioară. Domnul doctor ne prezenta cazul, ne prezenta situația din punct de vedere medical, când trebuie operat, noi plăteam. Uneori chiar părinții nu știau cine. E mai bine ăsta care face de aici, de la calculator, să nu știe lumea. Da. De altfel este și acea precizare, dacă dorești să fii donator anonim. Anonim. Da? Da. Ești anonim și atunci... Da, pentru că unii cred că dacă e sub anonimat, eu îndemnam unii companii să nu fie sub anonimat. Pentru că sunt deamnă una pe alta. A făcut firma cu tare, sponsorizare, eu de ce să nu fac? Uh-huh, fac și eu. Uh-huh. E un lucru bun la ora actuală, mai ales persoanele publice, firmele,
cu nume să apară, pentru că se încurajează unul pe altul. Dacă dă unul simplu, zice, o dați și la 2 euro. Dar oricum și în România aceste gesturi de solidaritate încep să intre în firescul lucrurilor. Poate acum câțiva ani greu s-ar fi construit o casă share, nu? Doar din banii familiei Tanase era probabil mai dificil. Dar încet, încet lumea începe să ofere. Așa este. Fără să-i ceri în mod special. Așa e. Cred că și puterea exemplului contează foarte mult, exact ce spunea și Vlad. Și noi îndemnăm firmele și persoanele care donează, eu știu, sume importante sau lucruri sau ce donează, să apară pe site-ul nostru, exact pe principiul ăsta, ca să îndemne și pe alții. Să fie un exemplu. Exact, da? Să fie un exemplu și... Dar, exact, sunt și oameni care nu vor sub nicio formă să apară, firme la fel, deci pur și simplu rămân în anonimat. Nu vor sub nicio formă să apară undeva. Că e mai bine exact, să fie anonim când faci o faptă bună. Exact. Noi spunem puterea exemplului. Alții spun că e laudă sau altceva, după cum pățim și noi. Dar casa share așa a luat ființă, exact... share, a share-ui, a împărți. Da. De la asta a și pornit acest proiect. Să împărțim cu toții ce putem... Ce avem noi mai bun, exact. Da? Câțiva bănuți și o inimă mare, așa. Și bucurie, în primul rând, când vezi bucuria în ochii copiilor, atunci îți dai seama că ești și tu la rândul tău fericit, bucuros și împlinit. Așa cum am văzut bucurie și în ochii celor nou copii, de la cea mai recentă casă share, ca să nu-i spun ultima, pentru că bănuiesc că deja pregătiți fundația unei alte case. Am fost și noi acolo, am filmat, vedem reportajul și revenim imediat să finalizăm tranzacția, donația. Andreea are 15 ani. Viața ei a fost dintotdeauna grea. După repetate abuzuri asupra celor din familie, tatăl a fost închis, iar mama a murit acum câteva luni după o suferință grea. Atunci parcă tot cerul a căzut pe umerii fetei. Este cea mai mare și trebuie să aibă grijă de cei 7 frați. În condiții grele, locuiau într-o anexă de chirpici cu pereți ce se dărâmau peste ei și nu aveau lumină sau apă curentă. Au fost la un pas de a ajunge într-un centru de plasament, dar salvarea lor a venit de la fundația Casa Share. Vă rog frumos să aveți grijă de ea. Să învățați bine, da. Și o să am grijă tot timpul de voi, da? Nu aveam lumină, căldură puțină, cum arată e extraordinar. Inițiatorii proiectului Casa Share s-au mobilizat și într-o lună și jumătate le-au refăcut căminul și l-au mobilat, le-au cumpărat și o vacă de lapte. Eu, sincer, nu am crezut că pot să continui și să fac rost de aceste fonduri. Nu știu cum vin, probabil Dumnezeu mi le trimite, Dumnezeu îmi trimit oameni alături de mine. Heard about Bogdan on Facebook, as many people have. I started very small with a few euros here or there, became more involved with each house, a couple of hundred pounds. Alături de Bogdan Tănase au venit și alți sponsori de la o fabrică de mobilă, dar și de la Asociația Serviciului Umanitar pentru Penitenciare. Te sună Bogdan. Când te sună Bogdan, deja știi că e ceva groaznic. Te apuci de treabă la fel. Datorită disponibilității voluntarilor noștri, am putut să punem și noi umărul la proiectul acesta, cimentul, gresie, faianță, var lavabil, pachet pentru o cameră, un pat. Peste o lună tatăl va ieși din închisoare și se va întoarce acasă la copii. Până atunci, de cei mici se va îngriji o vecină plătită tot de fundație, dar și de fratele mai mare de 21 de ani, care a promis că le va da bani pentru facturi. Este a 15-a locuință pe care Casa Share o construiește în județul Iași pentru familiile nevoiașe. Cea mai mare parte a fondurilor a fost strânsă din donații. A 15-a casă share și, cum spuneam, probabil că deja o altă aici. Poveste frumoasă e pe cale să se întâmple. Bineînțeles. Și am văzut, iată, v-au ajutat oameni de peste tot, da? Și un britanic alături de Bogdan. Da, este un prieten bun. A devenit un prieten de familie. Normal l-am cunoscut prin acest proiect, dar acum deci este implicat total și el și soția lui în acest proiect. Când rămânem în impas, știm la cine să apelăm.
Da. Foarte important să trecem de granițele țării, nu? Să cerem ajutorul lumii întregi. Bănuiesc că în Statele Unite sau în sfârșit mai încolo, spre Occident, în lumea ceva mai civilizată, cred că astfel de gesturi se învață de la școală, din primii ani de școală. Adică să donezi... E în firea lucrurilor. Nu trebuie să ne minunăm, nu trebuie să citim povești frumoase sau să vedem reportaje lacrimogene la televizor ca să fim impresionați și să donăm. Nu, e în firea lucrurilor. Ne ajutăm pentru că nu e așa, ajutorul ăla într-un fel ți se întoarce. Vreau să vă dau un exemplu legat de ajutorul din străinătate. O fundație din Elveția, în urma unui proiect care l-am demarat 2 ani la rând pentru copii pe cardiologie, în primul an a fost un pic mai restrânși străinii să doneze și strânsese o sumă de 26.000 de euro. Noi prezentam, când făceam operația unui copil, prezentam cele necesare, factura, situația copilului, fotografii. Anul următor, anul trecut, mă refer, 2016, în luna august deja a întrebat pe Simona, pe colega noastră din Elveția, și spunea că, Simona, când începem campania cu cei din România Salvează Inimă, că vrem să donăm. Și îi întreba cât îi salvăm o inimă. Pentru că ei donau o sumă de bani și fundația lor dubla. Dona la noi și fundația dubla. Am avut două persoane din cadrul conducerii companiei, care au și propria fundație, spus, eu vreau să salvez două inimi, de fapt sunt patru. Și ne uitam că au și putere financiară, dar au și educație. Sunt proiecte, am avut acum un proiect în luna decembrie, compania Google din California, prin care la fel au avut o campanie internă, Ziua Solidarității se numește la ei, și sunt foarte implicați. Fiecare donație care o realizau ei, o dubla compania Google. Noi suntem incluși în acest program de 3 ani de zile cu Google. Anul trecut și anul acesta a fost direct, campanie directă, în rest a fost printr-un program de-a lor, un angajat Google, dacă face o donație, compania le dublează. Bun. Și anul acesta am strâns tot așa în jur de 46.000 de euro. N-aș putea să spun că dacă eu fac această donație, societatea la care lucrez va dubla. Dar... Nu-i târziu. Să venim cu idei, dar să sperăm că vor lua exemplul nostru 1, 2, 3 telespectatori și deja e mai mult. Mi-am dat datele de contact, așa, și mergem mai departe. Acum vă redirecționează către procesatorul de plăți. Acum m-am dus... Acolo vă arată și suma în lei cât se generează. Așa, și acum va trebui să introduc toate aceste date. Da, datele cardului și datele... Da, între timp. Haideți să le povestim telespectatorilor care este traseul. Povestea ajunge părintele la Vlad Plăcintă ca ultima șansă, da? Mulți de multe ori. Dacă nu sunt eu, sunt alții, așa le spun de fiecare dată. Dar nu eram eu, dar aici, îl văd pe Vlad ca pe ultima șansă, mulți dintre părinți. Da, să știți că e o responsabilitate foarte mare și pentru mine. Așa, și asta, ce face în acel telefon, moment Vlad? Când primesc telefon, în primul rând îi întreb dacă ei au început o campanie, să știu și eu să-i caut cumva. La unii, din păcate, nu au început, nu știu ce să facă. Le cer actele medicale, ulterior sun la clinică să mă interesez dacă acel caz este real. În general, cu ce clinică colaborați? Lucrăm cu clinici din toată lumea, ca să spun așa. La început am lucrat cu clinici din America, am lucrat cu clinici din Thailanda, pe celulele STEM, Turcia, România, cel mai mult copiii. Și căutăm soluții cel mai mult în România, pentru că sunt prețuri mult mai mici. Și sunt specialiști foarte buni. Există soluții în România? Pe cardiologie operăm în România, pe neurochirurgie în România, pe ortopedie în România. Operăm și cu o rată de succes foarte mare. În oncologie lucrăm foarte mult cu clinici din străinătate. Pentru că și Italia, cu clinici din Italia. Colaborăm cu fundații din Italia, cu clinici din Turcia, la fel. Sunt mai... Au aparatură mai bună, medici sunt foarte clinici bine, care pregătiți. Ne spuneați înainte de emisiune, după o colaborare îndelungată, au ajuns în punctul în care, da, avem un caz, am văzut dosarul medical, îl acceptăm, copilul să vină să fie operat și o să trimiteți voi banii după aia. Da, au încredere în noi pentru că nici noi n-am întârziat cu plățile. Noi știm că luăm un caz, trebuie să ducem lupta până la capăt, să plătim, nu putem lăsa neapărat pe umerii unei clinici, și acolo sunt angajați, acolo sunt oameni, este personal, și au făcut reduceri foarte mari. Sunt clinici în Europa care cer numai ziua de spitalizare 1.000 de euro. Adică la noi 300 și ceva de euro ziua de spitalizare cu tot cu tratament.
Dar dă-mi încrederea asta că fac eu rost de bani. Că până la urmă, și în cazul Casa Share, și în cazul Salvează o Inimă, depindeți de ceilalți. Bine, și de puterea voastră de convingere, dar de ceilalți. Că poate se satură, nu știu. Poate găsesc o altă poveste și mai dramatică. O poveste care îi impresiona mai tare și le vor da lor banii și nu se vor duce către ei. E o responsabilitate, la un moment dat, copleșitoare. Cel puțin așa o vedem noi de din afară. Da. Noi, de exemplu, Asociația Salvează Inimă lucrează cu o firmă de PR. Uh-huh. Cel mai bun prieten la ora actuală și care muncim zi și noapte. Uneori ne prinde și 3 dimineața. Domnul profesor Tănase Tasențe, dumnealui, eu îi zic sufletul petrecerii. Pune foarte mult suflet, se implică foarte mult și eu personal în ultima perioadă am vorbit mai puțin cu familiile, dar el tot timpul vorbește, îi întreabă, le cere materiale ca să poată publice, să ținem donatori la curent. Deci și în aceste situații, până la urmă, trebuie să fii profesionist. Da, el este un profesionist. Are doctorat în așa ceva în social media, adică, și profesionist. Nu e suficient doar să cere ajutorul, să găsești oameni solidari. Lucrurile trebuie făcute într-un mod profesionist, tocmai ca ceilalți să capete încredere. Dar în același timp, iată, s-au construit 15, poate 20 de case, nu? Deja sunt mulți alții care încep să spere. Dacă i-a ajutat pe ei, pe mine, de ce nu m-ar ajuta? Așa este. Cum faci față la astfel de presiuni emoționale? Nu avem niciun PR, există doar Bogdan Tănase și atât. El care, el face, el drege, el totul o face de la A la zero. Bineînțeles, primim sute de cazuri în fiecare zi din toată țara, dar noi nu ne putem. E un singur om în asociația înseamnă Bogdan Tănase. El nu poate să ajute toate cazurile din țară, doar cei prin apropiere. Numai că Bogdan, după cum îl cunoaștem noi, nici nu poate să refuze, nici nu poate să spună nu. Atunci cu greu trebuie un să copil refuze. Îi cere ceva. Da, asta nu, dar e vorba de construit case în cealaltă parte a țării, unde pur și simplu e imposibil. Nu avem cum ajunge acolo. Și afacerea ne ține aici și familia și absolut tot. Deci construim și ajutăm în jurul nostru, în jurul casei noastre. Deci e pur și simplu imposibil să ajungem în alte părți. Dacă rețele de acestea, de asociații, se vor înființa? Exact. Și noi ne bucurăm că alții ne iau exemplu, chiar ne sună și zic, putem face și noi acolo. Bineînțeles, asta este puterea exemplului și ne bucurăm foarte mult că sunt și alții care ne-au luat exemplu și ajută pe alții construind în alte locuri ale țării. Și în timp ce eu o să apăs pe tasta aceasta, plătesc în siguranță, da? Da. E ultimul pas? După ce faceți acest pas, vă întoarceți înapoi pe site. Da? Vă confirmă deci, plata. Practic, plătesc în siguranță, da? Se procesează și a fost făcută donația. Voi primi un cod pe telefonul mobil și va trebui să-l introduc. O să mi-l spună colegii din regia de emisie. Între timp, o să vedem o poveste la fel de impresionantă într-una din cele mai sărace zone din lumea aceasta. Da, se întâmplă în Vaslui, într-o comună din Vaslui, unde oamenii au pus mână de la mână și, iată, și-au ajutat un consătean. Să-mi văd o căsuță. Deci a fost visul meu de când a murit mama. Dănuța Antonie este din comuna Dănești, județul Vaslui. De 7 ani locuiește singur în casa care le-a aparținut părinților. Și-a petrecut copilăria prin spitalele din București, dar medicii nu l-au putut însănătoși. De vina părinților am ajuns așa. De ce? Când am fost de 2 ani, s-au bătut cu mine în loc de băț. Și mi-au rupt coloana. Eu am stat la fundeni la operație. Am 8 operații. Rămas singur pe lume și cu o indemnizație de handicap de 300 de lei, tânărul nu și-a permis să repare locuința bătrânească. I-au sărit în ajutor câteva familii din satul vecin, Ferești. Oamenii au strâns bani, au cumpărat materiale și au ridicat locuința la roșu. În cel mult 2 săptămâni, visul tânărului de a trăi în condiții decente se va împlini. Am rămas așa uimit de cum trăia aici, că am zis că îi se dărâmă pielea asta dacă îl mai prinde o iarnă. Și ne-am adunat câțiva așa, am strâns bani, oamenii au venit de la noi, am vorbit, au sărit toți în ajutor când au văzut. I-am adus aici, l-au văzut
și au fost foarte impresionați toți și au venit și ne-am apucat de treabă. Autoritățile locale nu au contribuit până acum la acest proiect, însă oamenii din satul Ferești spun că au strâns bani și pentru achiziționarea mobilierului și chiar pentru o fântână. Deci aici vrem să facem o băiță, să aibă și el o baie acolo micuță, cu un duș, o ghiuvetă, tot necesarul de la baie care îi trebuie. Și aici și o cameruță. Avem băieți să facem o sobă acolo care să aibă și el un pic de căldură, că dincolo ailantă nu avea. Care mi-a îndeplinit este cel de sus care nici... Din cauza handicapului, Dănuț nu a putut merge la școală, însă are acasă un abecedar pe care îl răsfoiește încercând să-și amintească alfabetul pe care l-a învățat în anii cât a fost spitalizat. Cum visul de a avea o casă prinde contur, în sufletul tânărului și-a făcut loc o altă dorință, aceea de a vizita Parisul. Da, iată o poveste care a impresionat pe foarte mulți dintre telespectatorii noștri, a avut extrem de multe vizualizări pe Facebook, notificări, mesaje și suntem acum în legătură telefonică directă, chiar cu cel care a stârnit toată această poveste frumoasă, domnul Florin Gabriel Mocanu. Bun găsit! Alo! Ne bucurăm că iată ați reușit să intrați la emisiunea noastră prin telefon. Ce s-a mai întâmplat cu casa lui Dănuț? Păi ce să mai întâmple? Noi l-am dus la Paris și când l-am adus înapoi acasă, l-am băgat direct în casa aia nouă. Ei, Doamne, pare o poveste incredibilă. Iată, Dănuț, dintr-un sat acolo, uitat de lume, din Vaslui, vede Parisul. Pentru că așa a vrut el, așa și-a dorit el să vadă Parisul. Da. Cum a fost când i-a spus, iată, ăsta e Parisul, turnul Eiffel și toate celelalte minunății din capitala Franței? El a rămas surprins de acolo, de unde stă el în groapa aia, când a văzut toată lumea, nu Parisul. Așa. A rămas surprins. De toate alea care le-au văzut. El ne ieșit de acolo. Da. Ce v-a îndemnat să faceți gestul acesta? Că aveați destule, bănuiesc, griji, destule treburi de rezolvat. Griji sunt tot timpul, dar a face un bine nu e așa de greu, dacă vrei cu adevărat să ajungi pe cineva, e așa de greu. Ce au spus oamenii din sat de acolo? Și iată ce au spus autoritățile, care cel puțin la momentul în care s-a filmat reportajul nu erau prea implicate. Autoritățile nici măcar nu cunosc nimic de acolo, nu-i știu. Nu s-au implicat cu nimic, nu știu din cauza, n-au vrut să-l ajute, absolut. Dar totuși fără autoritățile doar, cum vedeți și dumneavoastră, cam degeaba ziua de astăzi. Numai pentru ei toți. Deci de acum Dănuț are un acoperiș deasupra capului, are multe povești frumoase, eu știu, trăite de el la Paris, e incredibil. Acum el a zis că încă e într-un vis. Un vis frumos. El se realizează. Da, dar așa cum vorbeam și cu invitații noștri din emisiune, vă dați seama că e o mare responsabilitate. I-ați arătat Parisul și acum nu puteți să-l uitați acolo iarăși. Mereu o să aibă nevoie de cineva să-l ajute. Bine, mai mergem tot timpul acolo la el, mai luăm, îl mai scoatem de acolo, mai plimbăm, îl mai ajutăm cât putem și noi, nu? Că fiecare avem și noi probleme, una alta, dar ne facem timp și pentru el. Și mă gândesc acum că dacă ați reușit să faceți un lucru atât de frumos și să-l ajutați pe Dănuț și să-i faceți casă și să-l plimbați prin lume, cred că poveștile dramatice de acolo din Vaslui sunt multe și probabil că deja simt eu că vă gândiți la un alt caz pe care să-l ajutați. De ce nu? Nu știu, acum deocamdată l-am văzut el mulțumit în preajma sărbătorilor, acum a făcut o bucurie destul de mare. Lumea necăjită, știți, este tot, este lumea necăjită. Da, și e nevoie de astfel de oameni care să le fie aproape. Este nevoie, tot timpul avem câte semeni de-al nostru care au nevoie de ceva, dar după limita posibilităților, face toată lumea. Uneori și o vorbă bună contează foarte mult, cu atât mai mult atunci când îi faci o casă și îl duci la Paris. Mulțumim foarte mult, domnul Florin Gabriel Mocanu, și un exemplu extraordinar pentru toți cei care ne urmăresc. Mulțumim și să vă meargă bine în continuare și să-i ajutați pe cei care au nevoie de sprijinul dumneavoastră și al nostru. Așadar, iată că se întâmplă lucruri foarte frumoase și la Vaslui. Important e să fie un om care să-i coaguleze pe ceilalți, să-i strângă
alături de ei și să-și dorească să ajute. Exact. Și nu doar de sărbători, că tot vorbeam noi despre această solidaritate, care nu trebuie să fie doar de sărbători. Normal trebuie să fie în fiecare zi. Avem un cuvânt, Sfântul Ioan Gură de Aur, despre post. Spunea la un moment dat că postul trupului a trecut, dar continuați să-l cer sufletesc. Adică nu neapărat acum că ducem tradiția mai departe de Sfintele Sărbători, dar bine îl putem face în fiecare zi. Mulți mă întrebau cu nouă posibilități financiare de a ajuta cu bani. Sunt atâtea modalități nefinanciare de a face bine în ziua de astăzi. Și o cană cu apă, o poți da unui om cât de seara ca ai fi, găsești să dai o cană cu apă. Și o rugăciune iar ajută foarte mult, și un gând bun, și un telefon unei persoane când se află într-o asemenea problemă. Și nu doar de sărbători, într-adevăr. În fiecare zi se poate face lucrul ăsta, chiar și fără bani. Și un share pe Facebook, la fel. E gratis. Exact. Da, că tot suntem în această eră modernă. Vreau spre final de emisiune să vă mai spunem o poveste frumoasă și extrem, extrem de rară, pentru că vorbim de o mamă care a adus pe lume 4 copii odată. Da? Vorbim de quadrupleți născuți natural, iarăși din punct de vedere medical e un lucru extrem de rar. Statisticile cred că spun undeva la un caz la câteva zeci de milioane se întâmplă. Și s-a întâmplat aici aproape de Iași, lângă Pașcani, în comuna Lespezi. I-am filmat la câteva săptămâni după ce s-au născut și apoi colegul meu Vasile Lucaci a revenit acasă la ei, însoțit de daruri de la sponsor, pentru că nu e așa... Bine, de sărbători măcar să fim și noi alături de cei care de-a lungul anului ne-au adus și ceva audiență. Haideți să vedem cum e să ai acasă, pe lângă cei 3 copii de dinainte și un nepot de la o soră, să mai ai încă 4 mici de doar vreo 4 luni. Tu știi acum câți frați ai tu? 4. Ia hai să-i mai numărăm o dată. Pe toți? Cei 4 de la spital? Da. Și mai sunt 2 acasă, nu? 3. 3? Da. Adică cu voi 3? Da. Și în total cât sunteți? 3 și cu 4? 6. 7? 8. Raluca este unul dintre cei 7 copii ai Irinei și i-a promis deja mamei sale că o va ajuta să-i crească pe cei mici. În august, pe Irina au apucat-o durerile nașterii și s-a dus la spital la Pașcani. Știa că urmează să aibă gemeni, însă când a intrat în sală, a aflat că va fi mamă de quadrupleți. Fiecare dintre ei avea aproximativ 1 kilogram la naștere. Și ați născut natural? Da. Și cum a fost? Cât a durat? Nu mai spun. Greu? Da. Câteva ore? Cât a ținut nașterea? 2 ore. 2 ore? Da. Și când ați auzit că sunt 4? Nu am spus nică. Surpriza la fel de mare a fost și pentru Costel, tatăl celor 4, care nu era acasă când au venit pe lume. Muncea pe un șantier în București, a lăsat totul și s-a dus direct la maternitate. Așa o fost să fie, am zis că o dat Dumnezeu, nu că am vrut noi, că dacă ci dă Domnul de la ele și o dat Dumnezeu și mai apară 4. Așa. Și trebuie să fie mândri. Chiar nu venea a crede, nu te-am șeful, ne-a spus, băi, Costel, o zis că hai du-te acasă, că treaba e urâtă. De ce? O zis că ai 4 gemeni, hai, vrei, stai cu minte. La scurt timp după naștere, copiii născuți prematuri au fost transferați la o secție externă a Spitalului de Copii din Iași. O astfel de sarcină, obținută în mod fiziologic cu 4 copii, este extrem de rar. Dar cel mai frecvent sunt cele cu 2 copii. Este extrem de rar. În privința nașterii, la fel, este o situație deosebită. O naștere naturală într-o sarcină multiplă cu 4 copii e o situație într-adevăr deosebită. Vestea că Irina a născut 4 copii a ajuns peste tot în sat. Am rămas chiar îngândurată, că n-am auzit în sat așa. Nu am auzit. E foarte greu. E foarte greu. E foarte greu. Trebuie să-i ajute cineva totuși, un ajutor să aibă. Da. De la... Încă nu s-o auză până acum, așa, în România cu 4, 3, da, dar 4... 4 cam mult. Curaj mare. Da. Da, da, da. Și e sănătos. Cei 4 micuți s-au dezvoltat normal, iar la sfârșitul septembrie au mers acasă, acolo unde îi aștepta o cameră doar al lor, dar și 3 frați nerăbdători să-i cunoască. Acum, la 4 luni de la naștere, Maria, Doina, Florin și Vasile l-au primit pe Moș Nicolae, încărcat cu daruri de la TVR Iași.
fetița mea a văzut la televizor și atunci am luat o decizie să fim alături de TVR Iași, să colaborăm ca și anul trecut, să facem o familie fericită de sărbători. Așadar, la Lespezi, în județul Iași, în familia Cosma Vadrupleți, patru frați născuți odată, e o poveste frumoasă, dar o poveste care trebuie întreținută și care are nevoie de ajutor. Adică, ce spuneam, chiar și un share pe Facebook, cine știe, vede și poate ajuta, fie printr-o donație, fie, nu știu, un gest care să le fie lor binevenit atunci când au nevoie. La patru copii și cu cei trei, adică la șapte copii. Și cu un nepot, adică sunt opt? Opt. La opt copii are Dumnezeu grijă. Dacă sunt sănătoși, e cel mai important. Sunt operații care sunt sute de mii de euro. Câți copii crești? Suntem acum în legătură telefonică directă cu doamna doctor Maria Stamati la maternitatea Cuza Vodă din Iași, acolo unde au ajuns ulterior copiii de la Pașcani, pentru că erau prematuri. Bună ziua, doamnă! E un caz de cartea recordurilor. Da, bună ziua! Imediat după naștere, unitatea de transport neonatal s-a deplasat la Pașcani și a dus în condiții de terapie neonatală, adică cu tot ce îi trebuie unui copil pe transport neonatal, adică incubator, o sursă de oxigen, sursă de aspirație, sistem de ventilație asistată, la nivelul maternității cu Zavodă, în secția de terapie intensivă neonatală. Copiii aveau vârsta de gestație de 32 de săptămâni și greutăți între 1400 și 1800 de grame. Destul de mari, foarte mari. Au fost foarte mari, dintr-o ținând cont că era o sarcină neurmărită. Cred că și pentru cei de la Pașcani a fost o mare surpriză când a venit unul, a mai venit unul, a mai venit unul și a mai venit unul. Dar dumneavoastră, cu o experiență atât de vastă și de atât ați văzut... Am avut tripleții, n-am avut quadrupleți până acum și de obicei din fertilizare in vitro și nu din sarcine și naștere naturală. Adică... Și nu naștere naturală. E descris într-un manual, cred că, de specialitate. Da, e adevărat. Dar au evoluat extrem de bine. Au evoluat nu chiar extrem de bine, deci toți au fost pe aparatul de ventilație. Unul a fost mai grav și care ulterior a suferit și intervenție pentru retinopatie, adică Vasile, care a făcut hemoragie pulmonară și toate complicațiile prematurității. Unul din ei, și cred că el a avut operație pentru retinopatia de prematuritate. Deci, după o lună și o săptămână au fost transferați la secția de recuperare distrofici din cadrul spitalului de copii. Ulterior s-a luat legătura cu părintele nostru, care este unul din oamenii minunați acestei regiuni, care ajută copiii, și părintele Damaschin s-a implicat extraordinar de mult în a ajuta această familie și am înțeles că s-au implicat și autoritățile locale, ceea ce este un lucru extraordinar de frumos. Vă mulțumim! Să sperăm că vor fi bine. Mama trebuie să înțeleagă că trebuie să vină la acele controle pe care noi le-am scris pe scrisoarea medicală. Mai facem un apel și cu ocazia aceasta. Mulțumim foarte mult! Așadar, a fost doamna doctor Maria Stamatin de la Maternitatea Cuza Vodă. Suntem la final de emisiune. Un mesaj pentru românii care își doresc să fie solidari și cei care nu își doresc să învețe să fie solidari. Mesajul e simplu. Să fie mai atenți cu cei din jurul lor, începând din familia lor și ducând mai departe până peste granițele țării. Madalina. Eu pot spune că Casa Share schimbă vieți și asta nu doar datorită nouă, ci datorită tuturor celor care au vrut să ajute, care s-au implicat. Așa că fiecare dintre noi poate fi mai bun, poate dărui o mică parte din orice, absolut orice, exact. Pur și simplu și un share este foarte, foarte important. Chiar dacă nu deții
financiar. Nu ai suficient bani. Nu ai suficient bani, exact. Un share este binevenit oricând. Chiar și o infimă donație care, iată, pe site-ul Salvează o Inimă spune că e confirmată, da? Și lucrul acesta îl putem demonstra și noi. Ne dorim să avem sărbători liniștite și chiar dacă nu vor mai fi sărbătorile, să ne amintim de cei de lângă noi și să fim solidari cu ei în orice zi. Toate cele bune de la Iași, numai bine!